Povestea lui Coscei Nemuritorul. Într-o țară oarecare trăia odată un rege, iar el avea 3 fii, toți ajunși oameni mari. Într-o zi, Coscei Nemuritorul le-a furat mama. Atunci fiul cel mare a cerut binecuvântarea tatălui său să meargă să-și caute mama. Tatăl i-a dat binecuvântarea, iar el a plecat și a dispărut fără a lăsa vreo urmă. Al doilea fiu a așteptat și a așteptat, apoi a primit și el binecuvântarea tatălui și a dispărut și el. Apoi, într-o altă zi, fiul cel mic, prințul Ivan, i-a spus tatălui său: "Tată, dă-mi binecuvântarea ta și lasă-mă să merg să o caut pe mama." Dar tatăl lui nu l-a lăsat să plece, spunând: "Frații tăi nu mai sunt. Dacă vrei să pleci, eu voi muri de durere." "Nu, tată, fie că-mi dai binecuvântarea, fie că nu, eu tot voi pleca." Așa că tatăl i-a dat binecuvântarea. Prințul Ivan a mers să-și aleagă un armăsar, dar toți cei pe care a pus mâna au căzut sub apăsarea ei. Nu a găsit un armăsar potrivit, așa că se plimba îngândurat pe drum și prin oraș. Dintr-o dată a apărut o femeie bătrână care l-a întrebat: "De ce ești așa de trist, prințe Ivan?" "Pleacă de aici, babo," a răspuns el. "Dacă te pun pe o mână și o lovesc cu cealaltă, nu mai rămâne nimic din tine." Bătrâna a alergat pe o uliță lăturalnică, i-a ieșit înainte a doua oară și i-a zis: "Ziua bună, prințe Ivan, de ce ești atât de trist?" Atunci el s-a gândit: "De ce mă tot întreabă baba asta? Mi-ar putea fi de vreun folos?" Și a răspuns: "Ei, măicuță, pentru că nu găsesc un armăsar bun." "Prostă, nacule," a strigat ea, "să suferi și să nu ceri ajutorul unei babe? Vino cu mine." Ea l-a dus la un deal, i-a arătat un loc și i-a spus: "Sapă aici." Prințul Ivan a săpat și a dat de un capac de fier cu 12 lacăte pe el. A spart lacătele și a urmat o potecă ce ducea sub pământ. Acolo, legat cu 12 lanțuri, stătea un armăsar falnic, care auzise apropierea pașilor unui călăreț demn să-l încalece și a început să necheze și să se zbată până a rupt toate cele 12 lanțuri. Apoi, prințul Ivan și-a pus o armură potrivită pentru un erou, a înhămat calul și l-a înșeuat, i-a dat bătrânei bani și i-a spus: "Iartă-mă, măicuță, și binecuvântează-mă." Apoi a urcat pe cal și a plecat. A mers multă vreme. În cele din urmă a ajuns la un munte, un munte nemaipomenit de înalt și atât de abrupt că nu era cu putință să se urce pe el. După o vreme, frații lui au trecut pe acolo. S-au îmbrățișat unii pe alții și au călărit împreună până au ajuns la un bolovan de fier, greu de 150 de puduri, pe care stătea scris: "Cine va reuși să ridice bolovanul și să îl izbească de munte, lui se va deschide drum." Cei doi frați mai mari nu au putut să ridice bolovanul, dar prințul Ivan, din prima încercare, a ispit bolovanul de munte și imediat a apărut o scară care ducea în sus pe munte. Prințul Ivan a descălecat, a lăsat să-i curgă câteva picături de sânge într-un pahar pe care l-a dat fraților lui și le-a spus: "Dacă sângele din pahar se face negru, nu mai zăboviți pe aici, asta înseamnă că sunt pe moarte." Apoi și-a luat rămas bun și a plecat. A urcat muntele. Câte nu a văzut acolo! Erau tot felul de copaci, tot felul de fructe, tot felul de păsări. Mult a mai mers prințul Ivan. În cele din urmă a ajuns la o casă, o casă uriașă. În ea trăia fiica unui rege care fusese furată de Coscei Nemuritor. Prințul Ivan a făcut înconjurul casei, dar nu a văzut nicio ușă. Fiica regelui a văzut pe cineva apropiindu-se, a ieșit pe balcon și a strigat: "Uite, acolo e o crăpătură în zid! Atinge-o cu degetul mic și se va preface în ușă." Ceea ce a spus ea s-a adeverit.
prințul Ivan a intrat în casă, iar fecioara l-a primit cu bunătate, i-a dat să mănânce și să bea, apoi a început să-l întrebe de una de alta. El i-a spus cum venise să-și scape mama de Coscei Nemuritorul și atunci fecioara i-a spus: Îți va fi greu să ajungi la mama ta, prințe Ivan. Vezi tu, Coscei nu este muritor, el te va omorâ. Deseori vine să mă vadă. Asta-i sabia lui, grea de 50 de puduri. Poți să o ridici? Dacă da, poți încerca să mergi să o scapi pe mama ta. Prințul Ivan nu numai că a ridicat sabia, ci a aruncat-o sus în aer. Apoi a plecat iar la drum. După o vreme, a ajuns la o a doua casă. Acum știa unde să caute ușa și a intrat. Aici a găsit-o pe mama lui. Cu lacrimi în ochi s-a îmbrățișat și aici și-a încercat puterile, ridicând o minge care cântărea 1500 de puduri. Era vremea ca Coscei Nemuritorul să sosească. Mama și-a ascuns fiul și dintr-o dată Coscei Nemuritorul a intrat în casă și a strigat: Tiu! Un osteom pe care nu-l aud și nu-l văd pe aici a intrat în casă. Cine a fost la tine? Nu cumva fiul tău? Despre ce vorbești, bată-te, Dumnezeu? Ai zburat prin lume, ți-a rămas aerul de acolo în nas, de aia ți închipui că e aici, a răspuns mama prințului Ivan. Apoi s-a tras mai lângă Coscei, i-a vorbit drăgăstos, l-a întrebat de una, de alta, iar în cele din urmă a spus: Pe unde se află moartea ta, Coscei? Moartea mea, a răspuns el, se află într-un loc anume. Acolo este un stejar, sub stejar este un cufăr, în cufăr este un iepure, în iepure este o rață, în rață este un ou, iar în ou este moartea mea. Spunând acestea, Coscei a mai zăbovit un pic pe acolo, apoi a plecat. A venit vremea. Prințul Ivan a primit binecuvântarea mamei lui și a plecat să caute moartea lui Coscei. A mers pe drumul lui mult timp fără să bea și să mănânce, dar în cele din urmă, simțind că moare de foame, s-a gândit: Dacă mi-ar ieși ceva în cale! Și dintr-o dată a apărut un pui de lup. El a hotărât să-l omoare, dar dintr-o gaură a ieșit mama lupului și a spus: Nu îi face rău micuțului meu, că ți voi face un bine! Foarte bine! Prințul Ivan a lăsat puiul de lup să plece și a mers mai departe și a văzut o cioară. Stai un pic, și-a spus el, uite aici o bucătură. A încărcat pușca și era gata să tragă, dar cioara a strigat: Te rog, nu-mi face rău, că-ți voi face bine. Prințul Ivan s-a gândit și a cruțat cioara. Apoi a mers mai departe, a ajuns la o mare și s-a oprit la țăr. În clipa aceea, o știucă tânără a sărit din apă și a căzut pe nisip. El a prins-o și s-a gândit, pentru că era pe jumătate mort de foame: Acum voi avea ceva de mâncare! Dar dintr-o dată a apărut altă știucă și mai mare care a spus: Nu-i face rău micuțului meu, prințe Ivan, că-ți voi face un bine! Și el a cruțat și știuca tânără. Dar cum putea să treacă marea? S-a așezat pe mal și s-a gândit. Dar știuca știa foarte bine la ce se gândea el și s-a întins dreaptă de-a latul mării. Prințul Ivan a mers pe spatele ei ca pe un pod și a ajuns la stejarul unde se afla moartea lui Coscei. Acolo a găsit cufărul și l-a deschis și din el a sărit iepurele și a fugit. Dar cum să prindă iepurele? Prințul Ivan se temea foarte tare că lăsase iepurele să scape și gânduri negre i-apăsau fruntea. Dar un lup, cel pe care nu-l omorâse, a fugit după iepure, l-a prins și l-a adus prințului Ivan. Cu mare încântare a pus mâna pe iepure, l-a despicat și ce s-a mai speriat? Rața a sărit în sus și a zburat. El a tras cu pușca după ea, dar nu a nimerit-o. Așa că din nou a fost copleșit de gânduri. Dintr-o dată a apărut cioara cu puii ei și a pornit după rață, a prins-o și a adus-o prințului Ivan. Prințul a fost încântat și a pus mâna pe ou, apoi a plecat la drum. Dar când a ajuns la mare,
a început să spele oul și l-a lăsat să cadă în apă. Cum putea să-l mai scoată? Așa o nemăsurată adâncime. Din nou prințul s-a întristat. Dar dintr-o dată, marea a devenit foarte învolburată și știu că i-a adus oul. Mai mult, ea s-a întins peste mare. Prințul Ivan a mers de-a lungul ei pe malul celălalt, apoi s-a pornit spre mama lui. Când a ajuns acolo, ei s-au îmbrățișat cu dragoste, apoi ea l-a ascuns ca mai înainte. În scurt timp a venit Coscei Nemuritorul și a spus: „Ptiu, nu aud și nu văd niciun os de om, dar îmi miroase a om aici.” „Ce vorbești, Coscei? Nu este nimeni cu mine,” a răspuns mama prințului Ivan. Coscei a vorbit din nou și a spus: „Nu prea mă simt bine.” Atunci prințul Ivan începuse să strângă oul în mână, iar Coscei Nemuritorul s-a îndoit de durere. În cele din urmă, prințul Ivan a ieșit din ascunzătoare, a ridicat mâna cu oul în ea și a spus: „Aici este moartea ta, Coscei Nemuritorul.” Atunci Coscei a căzut în genunchi înaintea lui, spunând: „Nu mă omorâ, prințe Ivan, hai să fim prieteni, toată lumea va fi la picioarele tale.” Dar aceste vorbe nu aveau nicio greutate înaintea prințului Ivan. El a zdrobit oul, iar Coscei Nemuritorul a murit. Ivan și mama lui au luat tot ce au vrut și au plecat spre casă. Pe drumul lor au ajuns acolo unde era fiica regelui și au luat-o și pe ea. Au mers mai departe și au ajuns la muntele unde frații lui Ivan încă îl așteptau. Atunci fecioara a spus: „Prințe Ivan, mergi înapoi la casa mea. Am uitat acolo rochia de mireasă, un inel cu diamant și pantofi.” El a încuvințat, dar înainte de a pleca, a coborât-o pe mama lui pe scară, ca și pe prințesă, cu care hotărâse să se însoare când ajungeau acasă. Ele au fost luate de frații lui, care s-au apucat să taie scara pentru ca el să nu mai poată coborâ. Și atât le-au amenințat pe mamă și pe prințesă, că le-au făcut să făgăduiască a nu spune nimic despre prințul Ivan când vor ajunge acasă. După o vreme, au ajuns în țara lor. Regele a fost foarte încântat să-și vadă nevasta și cei doi fii, dar a fost întristat de lipsa celuilalt, a prințului Ivan. Prințul Ivan s-a întors acasă la logodnica lui și a luat rochia, inelul și pantofii. Apoi s-a dus din nou la munte și a aruncat inelul dintr-o mână în alta. Pe loc au apărut 12 flăcăi zdraveni care au spus: „Care ți este porunca? Duceți-mă la poalele muntelui.” Flăcăii l-au dus jos într-o clipă. Prințul Ivan a pus inelul pe deget și ei au dispărut. Apoi a mers în țara lui și a ajuns în orașul în care trăiau tatăl și frații lui. Acolo a intrat în gazdă la o bătrână și a întrebat-o: „Care mai sunt noutățile, măicuță, în țara ta?” „Ce noutăți, băiete? Vezi tu, regina noastră a fost ținută în temniță de Coscei Nemuritorul. Cei trei fii ai ei au mers să o caute, iar doi dintre ei au găsit-o și s-au întors. Dar al treilea, prințul Ivan, a dispărut și nimeni nu știe unde se află el. Regele este foarte mâhnit din cauza asta, iar cei doi prinți și mama lor au adus cu ei o prințesă, iar cel mare vrea să se însoare cu ea. Dar ea spune că el trebuie să-i aducă inelul de logodnă mai întâi sau să pună să se facă unul așa cum vrea ea. Dar deși s-a dat sfoară în țară, nu s-a găsit nimeni care să-l facă.” „Ei, măicuță, mergi și spune-i regelui că îi vei face unul.” „Îl voi face eu pentru dumneata,” a spus prințul Ivan. Așa că bătrâna s-a îmbrăcat, a dat fuga la rege și i-a spus: „Te rog, înălțimea ta, eu îți voi face inelul.” „Fă-l atunci, fă-l, măicuță, oameni ca dumneata sunt bineveniți,” a spus regele. „Dar dacă nu-l vei face, voi pune să-ți taie capul.” Bătrâna era foarte speriată. A dat fuga acasă și a spus prințului Ivan să se apuce de inel. Dar Ivan a mers să se culce fără să-și facă vreo grijă. Inelul era la el deja. A
așa că el doar a râs de biata femeie, dar ea tremura toată și plângea și îl boscorodea. "Ah," a spus ea, "ești bun de scărmănat, dar mai păcălit proastă ce sunt." Bătrâna a plâns și a plâns până a dormit. Dimineața de vreme, prințul Ivan s-a sculat și a trezit-o și pe ea, spunând: "Trezește-te, măicuță, și du-te! Du-le inelul și ține minte! Nu primești mai mult de un ducat pe el! Dacă cineva te întreabă cine a făcut inelul, spune că dumneata l-ai făcut! Nu spune o vorbă despre mine!" Bătrâna nu mai putea de bucurie și a luat inelul. Mireasa, cum l-a văzut, a fost încântată de el. "Chiar ce voiam," a spus ea. Așa că i-au dat bătrânei o tavă plină cu bani, dar ea a luat doar un ducat. "De ce e atât de puțin?" a spus regele. "La ce mi-ar folosi mai mult înălțimea ta? Dacă mai vreau ceva mai încolo, îmi va da măria ta." Spunând acestea, bătrâna a plecat. Vremea a trecut și s-a dus vestea în lung și în lat că mireasa i-a spus iubitului ei să-i aducă rochia ei de mireasă sau să pună să se facă alta exact așa cum voia. Ei bine, bătrâna, cu ajutorul prințului Ivan, a reușit și de data aceasta și a dus rochia de mireasă. Iar după aceea a dus și pantofii și nu a vrut să primească decât câte un ducat de fiecare dată și întotdeauna a spus că ea a făcut acele lucruri. Ei bine, oamenii au auzit că va fi nuntă la palat în cutare zi, iar ziua mult așteptată a venit. Atunci prințul Ivan i-a spus bătrânii: "Uite, măicuță, când mireasa merge să se mărite, să-mi dai de știre." Bătrâna nu a lăsat să-i scape nicio veste despre nuntă. Atunci Ivan și-a pus veșmintele de prinț și a ieșit din casă. "Vezi, măicuță, ăsta sunt eu cu adevărat," zice el. Bătrâna i-a căzut la picioare. "Te rog, iartă-mă că te-am boscorodit," zise ea. "Dumnezeu să te aibă în pază," i-a spus el. Așa că el a mers în biserică și, aflând că frații lui încă nu au ajuns, a mers lângă mireasă și a luat-o de nevastă. Apoi el și ea au mers cu alai la palat și, pe când mergeau, adevăratul Mire, fratele mai mare, le-a ieșit în cale. Dar când a văzut că mireasa lui și prințul Ivan erau aduși acasă împreună, el s-a întors rușinat. Cât despre rege, el a fost fericit să-l vadă pe prințul Ivan din nou și, când a aflat de trădarea fraților lui, după ce nunta s-a încheiat, i-a gonit pe cei doi prinți și l-a făcut pe Ivan moștenitor al tronului. Sper că ați rămas până la finalul acestei povești și, dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați. Ne ajută foarte mult. Să distribuiți și să apreciați dacă considerați că merită. Până data viitoare, toate cele bune!